Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fețe Fețe aici la Ști TV. Înainte de a intra în direct aveam o dispută, o adevărată dispută, dacă e sau nu e încă primăvară. Eu consider că a crescut un pic ziua, așa că v-am spus-o încă de data trecută. Bună ziua, să sperăm că vine primăvara și va fi bine. Astăzi însă noi vom vorbi și nu întâmplător despre mișcarea sindicală, despre letargia sindicală. De regulă sindicatele ies în stradă precum ghioceii odată cu plecarea zăpezii, însă de vreo câțiva ani mișcarea sindicală este într-o oarecare letargie. Și când spun asta, mă gândesc la faptul, și probabil vă aduceți și dumneavoastră aminte, de cât de vocali erau liderii sindicali în urmă cu vreo 5, 6, 7 ani de zile, cum se învârtea societatea și mersul lucrurilor în jurul sindicatelor. Dacă vă aduceți aminte, au fost și parlamentari, încă unii mai sunt parlamentari plecați din mișcarea sindicală. Avem avocatul poporului, care a ajuns în politică și în funcții, tot plecând, inclusiv prim-ministru a fost la un moment dat, tot plecând dintr-o mișcare sindicală puternică, însă în ultimii ani este o letargie, ori o ducem noi foarte bine, ori patronii au învățat cum să ia sindicatele, ori pur și simplu sindicaliștii și-au dat seama că e o altă politică pe care trebuie să o facă sindicală, vorbind și eu încă n-am reușit să le pătrund această taină. L-am invitat pentru a desluși letargiei sindicale pe liderul CNSLR Frăția Mureș, domnul Călin Orlando Cociș, cu care vom vorbi și despre alte probleme la zi. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Cociș, e o letargie, e adevărat ce simțim noi din exterior și dacă e, cui se datorează? Da, poate fi numit o letargie, dar în același timp trebuie să vedem faptul că în acești câțiva ani în care să spunem, am stat mai cu minți, au fost câteva chestiuni care să spunem, la nivel salarial s-au recuperat. Adică câteva chestiuni de reîntregire a salariilor în sectorul bugetar, niște majorări ale salariului minim pe economie. E adevărat că avem încă multe neîmpliniri și multe nerealizări care vin din spate, din anii 2010-2011, și care, într-adevăr, nu au fost promise că se vor rezolva, dar nici până acum nu au fost rezolvate. Mă refer aici la câteva aspecte de ordin legislativ care trebuiau puse la punct. E adevărat că o anumită perioadă de timp opinia publică s-a obișnuit cu mișcarea sindicală în stradă și nu în birou sau în birouri. E adevărat că e nevoie ca mișcarea sindicală, atunci când drepturile sunt încălcate sau, știu eu, nu pot să promoveze anumite interese, să le transforme în drepturi, sindicatele se manifestă în stradă sau se manifestă nu neapărat în stradă, ci mai vocal, dar și nu cred că ăsta e motivul care spuneați dumneavoastră că sunt patronii mai buni sau o ducem noi mai bine. Probabil la nivel de aparențe sau poate că avem falsa impresie că o duce mai bine și din cauza aceasta, să spunem, acțiunile de stradă au fost aproape absente. Și atunci unde se rezolvă problemele sindicaliștilor în acești ultimi ani, în condițiile în care, repet, agresivitatea aceea pe care o cunoscuserăm după 1990 din partea sindicatelor a cam dispărut. Aveam sindicate care blocau străzi, să nu uităm că chiar aici, aproape de sediul nostru, erau blocate căile rutiere la un moment dat, centrul orașului sau în alte localități, de asemenea. Bun, atunci, adică în acei ani 90, să nu uităm că aproape întreaga economie era încă de stat. Și atunci era mult mai ușor, să spunem, de a mobiliza sindicaliștii, era mult mai ușor să folosești, știu eu, utilaje sau mașini și alte asemenea elemente care să ducă la blocarea unor drumuri sau artere de circulație sau știu eu, să creăm forța necesară pentru a rezolva anumite probleme. În același timp, în acea perioadă, era și un vid legislativ sau existau legi care nu erau foarte bune pentru salariați în ansamblul lor. Dacă venim mai încoace, după anii 2000, lucrurile cât de cât, să spunem, s-au așezat din punct de vedere al s-au așezat. Economia s-a privatizat, încet, încet a mai rămas puțin din economia care încă e cu capital de stat și e adevărat că sindicatele se manifestă la nivelul companiilor private, dar nu cu atâta lejeritate cu care se manifestau. Domnule Cociș, atunci când în Franța sau în alte țări din Europa de Vest vedem sindicatele, mișcările sindicale puternice.
nu mai departe de cei din agricultură, când hotărăsc că ies și aruncă laptele pe stradă pentru un eurocent în plus sau în minus, o fac. Când hotărăsc că blochează traficul aerian, spre exemplu, s-a întâmplat în decembrie, Germania, Italia, o fac sindicatele din prestări servicii în zona aceasta de salubritate. Când hotărăsc că lasă gunoiul pe stradă, chiar acolo lasă. La noi, cine a găsit soluția? Că asta mă interesează, asta vreau să aflu. Au găsit sindicatele o altă formulă de a comunica cu patronatul și de a-și rezolva problemele? Pentru că ați spus înainte că nu ne merge neapărat mai bine, e doar aparent acest lucru și că sunt în continuare probleme. Dar nu mai avem vocal liderul sindical decât din când în când. Am avut acum un caz cu ciobanii. Adevărat sau nu? Nu știu. Mergi la Parlament, dar în teritoriu mai puțin. Da, bun, și în teritoriu au mai fost câteva acțiuni anul trecut, să ne amintim, cu cei din finanțe, cei din administrație, din asistența socială. Pichetări. Pichetări de oră, o oră jumătate, după care... Da, să le spunem semnale de alarmă pe care le tragem ca cei care sunt decidenți să ia aminte asupra problemelor cu care ne confruntăm. E adevărat că în alte țări din Europa, sindicatele, care au o tradiție de aproape 100 de ani, să spunem acum, de tradiție, de sindicalism adevărat. Noi n-am reușit încă să ajungem la nivelul lor de cultură, de educație, de spirit civic, pentru că asta e una dintre cele mai mari probleme ale noastre și nu vreau să, sub nicio formă, nu vreau să dau vina pe simplu membru de sindicat, suntem în aceeași măsură vinovați și noi, dacă e vorba să vorbim de culpă, în aceeași măsură suntem vinovați și noi liderii ca și membrii de sindicat. E adevărat că trebuie un lider de sindicat să fie locomotiva, adică cel care să mobilizeze masele, dar în același timp masele trebuie să fie cele care să-l mobilizeze pe lider să acționeze sau să reacționeze. Repet, ajungem la spiritul civic, care la noi încă, chiar dacă într-o perioadă era foarte, foarte pregnant, încet, încet spiritul civic a fost aproape anulat de către anumiți factori, interni sau externi. Poate am mai spus-o la altă emisiune, dacă sau cu riscul să mă repet, creditul doar cu buletinul, din punctul meu de vedere, sau creditul ipotecar în mod lejer acordat, au fost unele din elementele care au dus încet, încet la distrugerea spiritului civic, pentru că în momentul în care vrei să faci o grevă... Să explicați asta, că e interesant de tot. Da, pot să o și explic. În momentul în care vrei să declanșezi o grevă, oamenii sunt nemulțumiți și că tocmai de aceea semnează pe acele tabele pentru declanșarea grevei. Oamenii sunt nemulțumiți, semnează pe tabele pentru declanșarea grevei, dar în momentul în care trebuie să treacă la declanșarea propriu-zisă a grevei, marea lor majoritate, care au credite la bănci, vin și întreabă liderul: bun, cât stăm în grevă? O zi, două, o săptămână? S-ar putea să stăm o săptămână. Bun, și pe săptămână aia cine ne plătește pe noi? Că știți, eu în data de 16 am scadența la bancă. Sau trebuie să-mi plătesc rata la bancă. Este un element care poate contribui la distrugerea spiritului civic. Pentru că ai o sabie deasupra capului atunci când te gândești că vrei să recurgi la... Să înțeleg că ceea ce a spus dumneavoastră poate fi tradus prin faptul că cei care ne guvernează s-au gândit că dacă îndatorezi poporul, ții mai ușor în șah. Sigur că a fost da, o strategie pentru a se da acele credite, pentru a distruge societatea civilă și sindicatele? Exact. Acum nu se mai dau. Practic ar trebui să se revină la... Ar trebui să revină, dar nu se poate reveni așa repede. Creditele ipotecare au o perioadă de 20, 25, 30 de ani, da? De la data acordării până la data achitării lui. Chestiunea cu îndatorarea nu este o chestie inventată de politicienii români sau de sistemul capitalist. E o chestie pe care chiar Nikita Hrușcev o spunea, că un popor cu cât e mai înfometat, cu atât e mai supus. Dar revenind la acțiune... Acolo era foame, aici e legat practic de datorie. Se ajunge tot la buzunar și la foame. Tot în final, la foame se poate ajunge. Dar în Occident și acolo, la un moment dat, și acum, dacă nu greșesc, sunt țări unde se poate cumpăra doar cu buletinul în rate din magazine. E adevărat că nu prin bancă, ci un sistem oferit de distribuitor, de retailer. Da, e adevărat, doar că
în acele țări despre care vorbim din Europa, acolo nevoile, și fac o paranteză, această îndatorare sau această, știu eu, subjugare a populației în ansamblul ei s-a datorat și creierii unor nevoi iluzorii ale populației, pentru că era, și-am mai spus într-o altă emisiune, acea definiție a creditului. Creditul reprezintă satisfacerea nevoilor de moment pe seama veniturilor viitoare. Uh-huh. Ei, nevoile de moment au fost de cele mai multe ori nevoi induse, nu erau nevoi stringente. Adică eu dacă aveam un televizor în casă și magazinul X îmi dădea doar cu buletinul încă un televizor, mi-am mai cumpărat încă un televizor. Sau dacă frigiderul meu funcționa, l-am schimbat, că trebuia să-l cumpăr cu 5 sertare și cu 7 etajere. Și tot felul de nevoi iluzorii induse prin diferite metode de către oamenii care se pricep în tehnici de manipulare și de inoculare a unor chestiuni. Dar revin. Nu, poate fi și asta o scuză, dar mișcarea sindicală oricum trebuie să revină, trebuie să se revigoreze, trebuie să fie mult mai implicată în acțiuni de, știu eu, nu neapărat de acțiuni de stradă, în acțiuni de mobilizare sau de conștientizare a clasei politice, de, știu eu, a administrației, de reformarea administrației publice locale și centrale, de o implicare mult mai activă, probabil, în chestiuni, în acțiuni proactive și nu în activități reactive. Adică în după ce 20 de zile e primăvară de-a binelea. Da. Renaște anul acesta mișcarea sindicală așa cum am cunoscut-o noi, sau după cele 20 de zile mai avem încă vreo două luni și vin alegerile locale și o să vedem liderii sindicali implicați în administrație și în schimbările de care vorbeați dumneavoastră, dar pe liste de partid. Pentru că, să nu uităm, sindicatele au doctrină de stânga. Stânga întotdeauna a fost dornică să aibă lideri sindicali, a avut chiar miniștri, așa cum am spus-o, luați din rândul sindicatelor. Au avut și țărăniștii sau dreapta. Este adevărat că fiecare a vânat, pentru că sunteți oameni în spatele cărora se încolonează oameni și în care oamenii cred, pentru că primesc ceea ce e cel mai stringent pentru ei atunci când sunt subjugați de ceea ce spuneați consumerism, primesc salariu. Da, e adevărat, sindicatele doctrinar sunt de stânga. În Danemarca, vă pot da un exemplu, că am lucrat cu sindicatele din Danemarca preț de vreo 10 ani, acolo cam o treime din parlamentarii de stânga din Danemarca proveneau din mișcarea sindicală. Ei au chiar o politică de a-și promova lideri valoroși în parlament pentru a susține inițiative legislative ale sindicatelor și pentru a promova interese ale sindicatelor în Parlamentul din Danemarca. E adevărat că acei lideri, cum și ai noștri, mai toți, cred că sunt câteva cazuri izolate în care liderii care au plecat în politic nu și-au dat demisia din mișcarea sindicală și au menținut și funcția de lider de sindicat în același timp cu cea de parlamentar. Eu nu cred că, să spunem, că e un lucru atât de malefic, doar că la noi în România încă nu se poate discuta de o conștiință adevărată a omului pe principiu să nu uiți de unde ai plecat. Adică dacă mișcarea sindicală te-a propulsat pentru că te crede un om valoros și un om de care se poate folosi atunci când ajunge în forul legislativ al țării, eu cred că nu e un lucru rău. Dar cu această condiție, ca în momentul în care ai optat pentru o carieră politică, să renunți la funcția sindicală și, al doilea element cel mai important, să nu uiți de unde ai plecat. Și să nu uiți cine te-a propulsat în forurile în care vei ajunge, fie la nivel local sau la nivel național. 25 de ani în care liderii ai dumneavoastră, colegii ai dumneavoastră au ajuns în Parlament și în funcții de decizie în statul român. Au uitat de unde au plecat? Făcut ceva pentru mișcarea sindicală? Pentru ceea ce s-au bătut înainte de a ajunge acolo? Da, sunt câteva cazuri. E adevărat că sunt câteva cazuri izolate s-au făcut, au fost câțiva dintre ei care n-au uitat de unde au plecat. Pot să dau și câteva nume, dar nu cred că asta e important. Dar toți au promis că vor face, toți au spus că cel puțin în sectorul public vor veni cu o lege care să mulțumească pe toată lumea, o lege al salarizării unice, e acum în dezbatere. Vreau să aud punctul dumneavoastră de vedere. Va apărea în 2016 în condițiile în care e o altă prevedere legală care spune că în an electoral
nu se dau bani și nu se schimbă legislația în acest sector pentru a nu părea că e o promisiune sau o mituire a funcționarilor. Acum, fiind vorba de un guvern de tehnocrați, nu cred că ar fi o problemă ca această mult discutată lege și mult dezbătută în toate forurile, legea a apărut în 2010, legea 284 a apărut în 2010 și de atunci este ținută și funcționează, sau mă rog, se aplică parțial anumite articole din acea lege, nu cred că ar fi o problemă dacă această lege unică de salarizare ar începe să producă efecte chiar din acest an electoral, fiind el. Pentru că e nevoie de a aduce câteva, nu câteva, probabil multe, foarte multe clarificări la această lege unică de salarizare. S-a ajuns în situația de acum să fie aplatizate salariile, adică un salariat care are studii generale, să spunem, poate avea un salariu la fel ca un consilier superior cu studii superioare care e debutant. Visul american nu e nicăieri mai ușor de atins decât în România. Da, da. Și sunt multe elemente care trebuie modificate în această lege și cred că nu mai suport amânare, pentru că dacă nu se iau măsuri urgente de reglementare, de adoptarea unei noi legi, că la câte modificări trebuie să făcute, eu cred că trebuie adoptată o nouă lege, se va ajunge în situația în care sistemul public se va deprofesionaliza din cauza plecărilor, adică din cauza că specialiștii vor pleca din sistem pe motivul că salarizarea este insuficientă. Puteți să ne dați trei exemple? Care sunt cele mai importante modificări care ar trebui să apară în această lege din punctul dumneavoastră deci, de vedere? Deci, în primul rând, chestiunea... Și cum ar trebui să fie grila între cel mai mic și cel mai mare salariu la stat? Pentru că acolo vorbim. Bine, acum, în 284, dacă bine țin eu minte, era 1 la 18, adică salariul, cel mai mic salariu în sistemul public, iar cel mai mare de 18 ori decât salariul minim din sector. Cred că se pot face și trebuie făcute corecții, astfel încât aceste cărți să fie poate redus, dar cel mai important lucru este cel legat cum? De... redus în sus sau în jos? Nu, deci adică crescut de la 1 în sus înspre 18 și atunci să se reducă nivelul? Oricum de la 1 se pornește. Adică nivelul de bază e 1. Treapta 1, salariul, să spunem, pentru necalificat. Iar multiplicat cu 18, să spunem, pentru cea mai înaltă funcție din stat. Ecartul, poate că ar trebui diferența să nu fie 1 la 18, știu eu, 1 la 17. Sau, glumesc. Ați scădea 1-2 salarii, dar pornit de pe un salariu minim așa cum e astăzi, sau crescut? Nu. Clar, dacă e vorba de nivelul 1 de salarizare, acolo trebuie umblat și nu doar în sectorul public, și în sectorul privat. Adică în sectorul privat, prin hotărâre de guvern, se stabilesc salariile minime pe economie, doar că asta e o altă problemă a legii unice de salarizare. În sectorul public, odată cu introducerea tuturor sporurilor în salariu, s-a ajuns în situația în care se ajunge la salariul minim pe economie, care să sperăm că se va aplica totuși hotărârea de guvern, la 1250 de lei, adică salariul minim care era în 2010, cu toate sporurile incluse, va face 1250. Cu o singură precizare, că statul român, care e absolut permanent pe pierdere, își permite să crească salariile. În timp ce o firmă privată, chiar dacă are un sindicat în interiorul său, dacă e pe pierdere, reduce personalul până se închide. Statul român nu se închide. Da, crește salariile permanent. Acum, nu știu dacă există vreun stat, poate Japonia sau alte țări, care să aibă bugetul de stat cu excedent. Mai toate statele au un deficit bugetar, pentru că încasările pe care le realizează nu sunt de natură să acopere toate nevoile populației. O precizare, statele celelalte, ca majoritatea în care ne uităm și la care ne raportăm noi, au investiții adevărate, au infrastructură, au... E o altă discuție asta. Au funcționarul public care știe că și el, la un moment dat, este cetățean al statului și nu este un mic Dumnezeu de care depind cei mulți. Da, e adevărat. Și dacă discutăm de investițiile publice, poate că un nivel adecvat de salarizare în sectorul public ar reduce într-o oarecare măsură furturile, pentru că dacă ești foarte bine plătit, ești interesat să ții la acel loc de muncă și să nu te murdărești pentru niște bani. Și atunci, probabil, va crește și performanța în ceea ce privește implementarea investițiilor publice. Dar ce te faci atunci când cei care au bani mulți, și acum mă gândesc chiar la un fost lider al dumneavoastră, ajung în situația de a fi condamnați penal?
Care e mai exemplul pe care poate să-l ia cel care vine din spate și se aliniază lângă liderii sindicali? Deci, pentru că banul acesta e tare ciudat. Poți să ai cât de mult, că tot îți mai trebuie unul în plus. E precum punctul de topire a metalelor. E adevărat, adică sunt și politicieni și lideri sindicali și cei din domeniu sau și peste tot, patroni peste tot, lovește de capital oriunde. Care au păcătuit și pentru păcatele lor trebuie să plătească, adică să-și ispășească pedepsele pentru faptele lor. Și eu chiar cred că e bine ca fiecare pentru faptele lor să fie sancționat. Bun. Al doilea punct vreau să-mi spuneți. Primul a fost aceste carte. Da. Credeți că ar trebui redus? Da, și clarificată chestiunea legată de salariu minim garantat în plată care se aplică în economia națională să fie aplicat și în sectorul public fără acele sporuri care vin și aduc salariul din sectorul public la salariul minim pe economie, dar, repet, cu sporurile incluse. De asemenea, ce cer colegii noștri din administrația publică? Scoaterea din salariu al sporului de vechime. Pentru că din aceste cauze, salariul minim și toate sporurile introduse acolo, se ajunge la acea platizare de care vorbeam, se ajunge în situația în care, spre exemplu, dacă vrem să angajăm la 1 mai un angajat în administrația publică, el va fi angajat cu 1250 de lei. Și există un salariat care are 15 ani vechime, de exemplu, care are tot 1250 de lei după 15 ani vechime pe același loc de muncă din cauza faptului că legea 284 este lacunară și a ajuns la aceste aplatizări salariale. Deci astea sunt câteva exemple mărunte. La nivel de discuții, la nivelul guvernului, din partea confederației noastre sunt Federația SEDLEX, Federația din Administrația Publică Centrală și Locală, Columna. La Columna chiar avem un om de-al nostru, care este liderul sindicatului de la sindicatul Acord din Direcția de Asistență Socială, e secretarul general al Federației și este implicat în negocierile la minister. În luna ianuarie a participat la mai multe discuții la nivelul ministerilor pe această lege unică de salarizare. Când credeți că va începe să se aplice? Unii dau 1 ianuarie 2017 ca posibilă dată 0. De intrare în vigoare a legii. Eu sper ca totuși până la 1 ianuarie toate părțile interesate să cadă de comun acord, să iasă o lege bună care să nu mai aibă nevoie de modificări, știu eu, trimestriale sau lunare. Indiferent de cum vor fi jocurile politice la alegerile locale și la parlamentare? Dar eu așa cred că e timpul fizic necesar ca cu acest guvern de tehnocrat să se poată discuta la modul sincer și real și cu cifre în față și cu documente, în așa fel încât toate discrepanțele astea să fie anulate și, repet, să fie elaborată o lege care să nu fie nevoie de modificări periodice aici. Domnule Coci, sunteți liderul Uniunii Județene a Sindicatelor CNSLR Frăția Mureș și vreau să îmi spuneți un punct de vedere. De câteva săptămâni mă bate așa un gând. Avem o lege în țara aceasta care vorbește despre venitul minim garantat. N-am văzut nici sindicate, nici persoane fizice independente să iasă să-și pună întrebarea. Totuși, dacă se numește legea venitului minim garantat, înseamnă că fiecare cetățean al României trebuie să primească acei bani. Așa e. Nu se întâmplă asta. Copiii au o locație de 82 de lei și ei sunt cetățeni ai României. Trebuie să aibă un venit minim garantat. Cei care nu lucrează nicăieri sunt chemați să lucreze, iar salariile nu pornesc de la acea sumă minimă în sus. Discuția poate fi foarte amplă, că dacă e să vorbim de chestiunea asta, ar trebui să mergem la Carta Albă a Drepturilor Omului revizuită, unde se dă o definiție foarte interesantă a salariului. Salariul este contraprestația muncii prestate de către angajat, astfel încât să-i fie suficientă persoanei și familiei lui să ducă o viață decentă. Adică această definiție a salariului înseamnă că dacă eu, Călin Cociș, am un loc de muncă, salariul meu trebuie să-mi asigure un trai decent mie și familiei mele. Absolut. E motivul pentru care o țară nordică, începând din decembrie, dă fiecărui cetățean 800 de euro. Lucrează, nu lucrează. Da, bun. La noi în România, dacă ar apărea o chestie de genul ăsta, cred că ar trebui să avem foarte mulți bani de investiții publice ca să putem dezvolta mai mulți decât cei care spun procurorii DNA că s-au furat în ultimii 10-15 ani?
Probabil că ar ajunge ca să construim bănci în parcuri, să avem unde să stea toți asistații sociali și umbrele ca să nu-i bată soarele. Dar poate că atunci ar lucra mai mult, dacă ar avea acei bani. Da, și asigurați. În situația în care ne aflăm cu acel venit minim garantat care se acordă totuși pe legea 146, dacă bine țin minte. 416. 416, da. Așa, sunt foarte mulți și din experiență vă spun că am vorbit cu oameni care preferă să stea acasă decât să meargă la muncă pentru că se complac și standardul lor de viață este unul redus și se mulțumesc cu acel venit. Aici nu e vina autorităților locale care nu știu cum să gestioneze această problemă și oamenii se simt, pe lângă, probabil că așa sunt, dar unii se simt umiliți? Că sunt chemați să lucreze, nu sunt tratați cu respect, li se spune dacă vrei să iei banii, nu, dacă vrei să-ți dau banii aia, vii să lucrezi, nu e cointeresat altfel? Da, nu există cointeresare și probabil această lege în mare parte este văzută ca un beneficiu electoral care este folosit odată la 4 ani și se perpetuează din partid în partid și din generație în generație. Am vorbit de bani, sindicatele sunt legate de bani. Indiscutabil sunt legate Absolut. De bani pentru că de regulă atunci sunt membri în spatele lor când știu că pot să-și apere salariul. Reprezentați unul din sindicatele din Loteria Română și trebuie să vorbim puțin și despre loterie și banii noștri. Nu foarte mult, că nu mai avem timp în emisiunea noastră, dar după ce s-au tras câteva semnale de alarmă în urmă cu câțiva ani, avem o trimitere în judecată. Se plângeau colegii dumneavoastră, colegele mai mult, că sunt puse să vândă cartele, renumitele cartele Pelegrin. Acum avem o trimitere în judecată. Mai mult, avem niște semnale interesante din loterie. Care e atitudinea dumneavoastră? Ultimul semnal e acela, că au plecat directorii și pot să stea un an de zile sau mai mult cu bani buni. Da, e adevărat. Nu cu 600 de lei venitul minim garantat sau cu 400 de lei, ci cu zeci de mii de lei. Deci e adevărat că acele tunuri care au fost date în perioada anilor 2009-2010, prin funcția mea de lider al unui sindicat din Loteria Română, la vremea aceea era sindicat reprezentativ în cadrul Loteriei Române, am trans anumite semnale de alarmă. V-au tăiat. Au reușit încet, încet să determine prin presiuni oamenii să părăsească sindicatul pentru a nu mai fi reprezentativ și a nu mai participa, a nu mai fi la masa dialogului, pentru că multe informații pe care eu le aveam erau prin prisma faptului că din poziția de lider al unui sindicat reprezentativ eram invitat cu statut de observator în ședințele Consiliului de Administrație al Loteriei Române. Ei au rezolvat această problemă ca să nu mai fie un spine în coastele lor acolo și au făcut presiune pe oameni să părăsească sindicatul. Dar revin acum la chestiunea legată de loterie. Au foarte mare grijă cei care conduc loteria în această perioadă să-și rezolve problemele și după ce vor pleca din loterie. Recent am fost informat că circa 8 persoane din top managementul companiei și-au introdus o clauză de neconcurență în contractul individual de muncă. O clauză de neconcurență care e prevăzută de codul muncii, adevărat, care spune că persoana respectivă, dacă după ce pleacă din loterie, fără a preciza din ce motive pleacă din loterie, timp de 24 de luni va beneficia de salariul pe care l-a avut cât a lucrat în loterie, cu condiția să nu se angajeze la firme concurente. Și asta e o discuție interesantă, pentru că în anexa la acea clauză de neconcurență sunt detaliate doar 8 firme la care n-au voie să lucreze și de asemenea o chestie foarte interesantă, zona în care n-au voie să lucreze la alte firme concurente este limitată la orașul de reședință al salariatului. Adică dacă eu locuiesc în Târgu Mureș, n-am voie să mă angajez la nicio firmă concurentă din Târgu Mureș, dar pot să mă angajez la o firmă concurentă care are sediu social în Cristești. Ca și cum Loteria Națională ar funcționa doar în Târgu Mureș sau doar în București, nu? Exact, da. Bun, dar ieri Loteria Națională, chiar dacă e regie, e companie de stat, nu regie. Funcționează din banii noștri. Da, sunt bani nu publici. Funcționează, nu. Deși cumpărăm, participăm la joc, sunt banii cetățenilor. Da, la fel cum și magazinul de pâine, de unde mergem și cumpărăm pâine, sunt banii cetățenilor. Nu ți se poate vinde pâine făcută din ciment? Nu, dar, repet, Compania Națională Loteria Română nu este finanțată de la bugetul de stat.
Unul din scopurile prevăzute în actul normativ în baza căruia funcționează, spune, scopul loteriei române este de a atrage disponibilitățile bănești de la populație pentru a fi convertite în efecte sociale. Ok. Asta un efect social e 2 ani de zile. 2 ani de zile stai acasă și pe salariu gratis șefilor. Da. Sau alte tunuri eu, pe care le-am văzut. Chiar am trimis un material la loterie zilele trecute prin care solicitam ca la toți angajații din loterie să li se aplice această clauză de neconcurență în contractul individual de muncă și ieri am primit răspunsul de la companie că este interesant, ciudat modul meu de manifestare, cum un sindicat poate să ceară introducerea unui drept în contractul individual de muncă care limitează dreptul la muncă. Păi eu chiar cred că nu limitează dreptul la muncă. Eu, Călin Cociș, dacă aș fi lucrător comercial în loteria română, eu aș vrea să mi se introducă această clauză ca după ce plec din loterie să stau 2 ani acasă și să-mi iau salariul ca și când aș fi lucrat. Dar li s-au introdus alte clauze colegilor dumneavoastră. Da, trebuie să plătească în garanții, să depună garanții. Până nu de mult, garanțiile pe care suplimentare pe care trebuiau să le constituie colegii noștri erau limitate la maxim 20.000 de lei. Adică dacă produc pagube de până în 20.000 de lei, trebuie printr-un test girant sau printr-un contract de ipotecă să se recupereze banii. Ei, de vreun an de zile s-a introdus un contract de fideiusiune care nu are o valoare limitată până la care se atrage răspunderea. Îmi spuneau cei din conducerea loteriei că nu se poate estima cât de mult poate fura un angajat. Păi avem organe de control și de conducere. Dar care... cei care conduc s-a putut, se exact poate estima. Asta scriu materialul care îl trimit astăzi la loterie, că mă întreb ce garanție ar trebui să constituie cei din top managementul loteriei care pot angaja fraudulos întreg patrimoniul loteriei printr-o semnătură. În afara acestui document, sindicatul din loterie pe care îl reprezentați, ce deci, mai face? Așa... Și repun această problemă, pentru că atunci când ați semnalat în presă, inclusiv problemele, dacă își aduc aminte telespectatorii, cu spațiile loteriei, da, au fost reacții. Vă așteptați ca cineva să verifice și aceste probleme? Da, mă aștept. O posibilă latură penală? E da, ultima întrebare acum, mă aștept la intervenții, dar nu știm cine. Pentru că administrarea loteriei se află într-o nebuloasă. Este ordonanța 42 din 2015 care transferă controlul statului asupra loteriei prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ordonanța 42 este în Parlament pentru aprobare prin lege, dar se pare că la Senat Comisia Juridică a dat aviz negativ și, bine, ordonanța produce efecte. Suntem în subordinea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, dar nu se știe dacă legea, dacă ordonanța nu trece prin Parlament, ne reîntoarce la Ministerul Finanțelor și bănuiesc că în această perioadă se aruncă mingea dintr-o curte în alta, adică ONJN-ul aruncă către finanțe, finanțele către ONJN și probabil ne aflăm în situația în care să nu știe nimeni. Se așteaptă un guvern politic. Da, probabil. Da. Domnule Cociș, mulțumesc tare mult pentru prezență. Sunt curios dacă vorba aceea din popor cu Loboda și Știru care trezesc sindicatele, primăvara se va aplica și în 2016, sau dacă vom afla că sunteți printre liderii cooptați în acțiunea politică a verii alegerile locale. Da, nu. Mulțumesc tare mult! Stimați telespectatori, punem punct aici ediției noastre de astăzi. Așadar, letargia sindicală are o explicație. Poate ar porni de la creditul cu buletinul. De ce nu? În timp ce banii noștri, cei pe care îi dați pentru un bilet la loto, s-ar putea să știți că se regăsesc în buzunarele unor foști actuali sau viitori directori ai loteriei, care după câteva luni se gândesc că e mai bine să stea acasă și tot primesc mai mult decât primiți dumneavoastră într-un an de muncă. Ne revedem vineri. Până atunci, numai bine!